casa de admission. Deci fondurile s-au terminat pe județul Vaslui, da. Dar noi mai primim până pe 15 iulie, mai primim, dar pe listele de așteptare. M-am uitat pe internet și am văzut, e rezonabil, adică avem avantaje. Bine, că vreau să accesez și cu centrala, dar să mă mai informez acolo, așa. Economie. Economie la bugetul familiei. Ar însemna mult? Destul. Dacă aș cumpăra un instant de apă caldă, oricum ar fi costul substanțial. Mai sunt și doi copii mici și stând la țară și prestând și munci agricole, chiar dușul zilnic e obligatoriu, dacă nu mai mult decât atât. Deci și costurile ar fi însemnate. Până în prezent, la Agenția de Protecție a Mediului au fost depuse 344 de dosare la programul Casa Verde. Fondurile pentru programul Casa Verde 2011 s-au terminat, dar noi așteptăm să se mai depună dosare până pe 15 iulie pe listă de așteptare. Așteptăm o redistribuire pe data de 15 iulie la nivel național. Vasluienii care s-au înscris pe listele de așteptare nu au certitudinea că vor fi incluși în program, deoarece nu se știe dacă ministerul va mai suplimenta fondurile.